Antrenorul echipei CS Universitatea Craiova, Ionel Gane, spune că victoria este obligatorie în meciul de mâine cu FC Viitorul din etapa a treia a Ligii 1. Tehnicianul susține în același timp că echipa patronată de Gheorghe Hagi nu trebuie subestimată. Craiova are doar un punct în clasament după primele două etape disputate. Îmi doresc ca echipa mea mâine să aibă iarăși o atitudine bună, o evoluție bună, dar de data asta trebuie să luăm cele 3 puncte în acest campionat, pentru că e foarte important pentru încrederea noastră, pentru liniștea echipei. Chiar dacă jucăm bine de data asta și punctele sunt obligatorii, în teren propriu mai ales, întâlnim o echipă după primele două etape care nu și-au propus obiectivele gen Steaua, campionatul sau Pandurii și cu europene. Este o echipă tânără, o echipă cu imprevizibilă și pe care trebuie să o tratăm serios și să nu-i subestimăm. Gane nu se va putea baza la meciul cu Viitorul pe Mateiu, încă nerefăcut după o accidentare. În schimb, va reveni Pleșan. În ceea ce îl privește pe nou venitul Brandan, acesta a fost convocat, dar nu se știe dacă va juca. Brandan face parte din lotul de 18, l-a luat pentru meciul de mâine. El va fi legitimat astăzi și de mâine, a venit cartea verde, urmează ca privind conducerea clubului să facă acest la București și până mâine să avem, să ascultăm niciun fel de problemă și ceea ce înseamnă legitimarea lui până la ora locului. Sigur că nu vei schimba sistemul de joc. Brandan mare nevoie de timp pentru partea fizică, pentru că era lipsit în perioada de pregătire. Juniorul Andrei Ivan, cel care a marcat golul de onoare al Craiovei în meciul trecut cu Steaua, este convins că dacă va fi introdus pe teren, va înscrie și în partida cu Viitorul. Partida dintre CS Universitatea Craiova și FC Viitorul se va juca mâine de la ora 18:30 pe stadionul Ion Oblemenco. Antrenorul echipei feminine de handbal SCM Craiova, Aurelian Roșca, a trecut repede peste euforia câștigării titlului mondial cu Naționala de Junioare a României. Și la echipa de club are multe tinere, dar rigorile ligii naționale sunt altele. Pentru a completa lotul, tehnicienii Roșca și Zbora sunt în căutări pentru jucătoare de la linia de 9 metri. Avem foarte multe jucătoare noi în componență. Am pierdut niște jucătoare cu experiență la echipă. E o infuzie mare de tineret în momentul acesta. Trebuie să gândim pozitiv și probabil va fi o muncă mult mai mare și din partea noastră și a lor. În orice caz sunt jucătoare valoroase, la care viitor va trebui să avem așteptări mari. Din cauza problemelor de efectiv de la Cupa Craiovei, turneu programat la acest sfârșit de săptămână, cei doi tehnicieni vor apela la junioare de la HCM Craiova. Problemele sunt cele de efectiv, în sensul că nu avem decât 9 jucătoare de câmp. Încercăm să completăm și cu jucătoare de la nivel de junioare. La portar nu avem decât pe Ionica Munteanu, pentru că Mirela Pașa este în acțiune cu lotul de senioare și tot la fel o să apelăm la 2 junioare. Antrenorii echipei din Bănie i-au anunțat pe suporteri care este obiectivul echipei pentru acest sezon. Obiectivul este SCM Craiova va organiza vineri, sâmbătă și duminică turneul amical Cupa Craiovei, ediția 8-a, la care vor mai participa alte 2 formații din Liga Națională, HCM Râmnicu-Vâlcea și CSM Cetate Deva, precum și divizionarea A SCM Universitate Pitești. Partidele se vor desfășura în sala polivalentă. Accesul spectatorilor este gratuit. Divizionarea C, ACS Podari, aflată în cantonament în Serbia, la Kladovo, a susținut aseară un prim joc amical. Jucătorii antrenați de Victor Naicu au remizat la Negotin, scor 0-0 cu formația locală Hajduk Veliko. Antrenorul grupării doljene a utilizat următorii jucători: Nedelkovic, Orban, Cristian Preda, Dina, Ciocioan, Boerică, Murgan, Crângoiu, Răduț, Dan Preda, Niculescu. După pauză au mai intrat Mecea, Stoica, Dreșcă, Pitulice, Luncan, Segărceanu și Mohora. ACS Podari va întâlni sâmbătă pe stadionul din Kladovo pe FK Bezania, o formație din prima ligă sârbă.